Gata? Da. Uite, ce vreau să spun, matematica este exact ca atunci când ți-e poftă de o prăjitură. Când ți-e poftă de o prăjitură, una foarte gustoasă, 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 care îți place ție să alevezi așa, așa trebuie să se întâmple și nu te mai poți deconecta și nu mai poți face altceva până când nu mănânci prăjitura aceea. Așa și la matematică. Deci matematica trebuie făcută în condițiile în care simți nevoia să intri în legătură cu niște informații. Deci atunci și numai atunci. În rest nu căută. Dacă ne gândim așa să facem în continuare ca o obligație, nu uită mai bine. Nu știi că am stat noi de vorbă și am văzut așa. Stau lucrurile la matematică, așa va fi. Așa e la matematică tot timpul și cred că la orice activitate. Să faci din plăcere. Să te uiți acolo lucrând. Zi-mi dacă ai tu ceva să mă întrebi. Adică? Adică, să spunem, în legătură cu tema, dacă ai ceva de comentat, dacă ai de... Nu. Nu ai nimic. Am făcut, așa cum am zis, să facem experimentul ăla, l-am pornit măcar așa, ai vreo idee? Poți să spui ceva în legătură cu ideea asta de a exersa de un anumit număr de ori? Da. Da? Ai început. E bine că ai început. Important este să începi. Repet, nu ca pe o corvoadă. Deci trebuie am făcut, dar am făcut doar 5 cu schimbarea, doar 5, scuze. Da. Dar am făcut pe un caiet separat și acum nu mai găsesc. Nu e nimic, o să-l găsești tu. Dar, repet, nu trebuie făcut asta, Măriuca, ca o obligație, ci ca o nevoie a ta de a-ți crește viteza. Deci tu trebuie să simți asta. Numai că am oferit o rețetă. Înțelegi tu? Și vreau să-l găsești caietul acela. Nu l-ai găsit acum, nu-i nimic. Data viitoare, o altă dată, nu neapărat pe acela, ci un alt caiet pe care îl găsești și putem să lucrăm. Deci tot obiectivul nostru este să avem un ritm foarte bun la lucru. Cu ce să începem, Măriuca? Cu ce să încep? Așa. Uite, tu ai zis să facem la ora 11, eu m-am sculat mai târziu astăzi, hai să spun. Am vorbit că suntem foarte sinceri, corecți cu noi și de ce trebuie să spun lucrurile pe nume. M-am sculat mai târziu și am simțit nevoia să fac rugăciunea și să o fac mai îndelung. Pentru că eu am trăit o bucurie imensă acea dată trecută când tu ai avut așa bună dispoziție și am intrat noi într-o legătură de asta de suflet. Și am discutat atât de frumos, atât de apropiat și mie nu mi-a trecut asta. Eu chiar cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu, pentru că numai așa a putut să simți un moment de acesta de o nevoie a fost. Parcă o nevoie să-ți mărturisești, să intri cu bubul în discuții cum n-ai intrat niciodată. Și chiar și ieri discutam, eram în mașină și spun, așa de frumos, atâta frumusețe am descoperit în dialogul cu tine, încât... N-aș zice că a fost o frumusețe despre ce mi s-a întâmplat, dar în fine... Este o frumusețe adevărată, faptul că poți să ai curajul să spui lucruri pe nume, Măriuca. Este minunat asta. Că totdeauna, noi când facem niște lucruri de astea și care nu ne facem cu plăcere, simțim nevoia să nu discutăm asta. Deci asta a fost bucuria asta care am simțit-o eu, că tu ai avut plăcerea să discutăm despre niște lucruri care uneori nu sunt neapărat ca urmare a lipsei noastre de voință, ci parcă te găsești într-un val de acesta și te trezești că te afli în situația aceea dificilă. Deci de aceea spun, mi-a plăcut foarte mult. Așa că
Eu sub să spunem, influența acelei discuții, vreau să continuăm de fiecare dată. Lecții de acestea curate, frumoase, în care să nu aflăm sub presiunea. Și când vrei tu, atunci oprim lecția. Și când vrei să mai continuăm, mai continuăm. Nu, are, nu așa trebuie făcută în matematică, decât în varianta asta. Nu ca pe o obligație, ci ca pe o nevoie de a descoperi ceva. Ce urmăriți, ce făcuți noi în lecția trecută, dacă ți amintești? Tot cu puterii. Deci am lucrat cu puteri, nu? La puteri și parcă am Fracții. făcut. Apropo de asta, noi am făcut fracții la un moment dat. Știi ce operație am făcut noi cu fracții? Ce știm noi la fracții? Fracția este o împărțire, nu? Și ce Da. operație cu fracții? Chiar așa este, zice. Deci, despre fracții, că am deschis subiectul ăsta. Da? Despre fracții. Deci, o fracție este o formă de scriere de tipul. În loc să spunem 5 împărțit la 7, scriem același lucru, dar sub forma 15 7, da? Ce înseamnă? Că un întreg l-am împărțit la 7 și am luat din el 5 părți. Deci 5 septimi ar însemna acum ca valoare, iată chiar să ne punem problema așa. Deci, un întreg, un segment de ăsta, îl împărțim în 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în 7 părți egale. Deci, tot întregul l-am împărțit în 7 și din cele 7 luăm doar 5. Deci, iată ce înseamnă 5 pe 7. Atât. Deci, asta înseamnă 5 pe 7. Din cele 7 segmente am luat doar 5. Iar ce înseamnă astea două? Ce înseamnă, Măriuca? Celelalte două segmente ce ar însemna împreună? Dai pe 7. 2 pe 7. Deci acestea sunt 2 pe 7. Două septimi. Deci cele 5 septimi le-am reprezentat așa cu vezi roșu și le-am pus așa și 5, două septimi. Ele împreună cât fac oare? Cele 5 septimi plus două septimi. 7 septimi. 7 septimi. Adică 7 împărțit la 7 face 1. Adică tot segmentul. Deci întregul. Deci întregul înseamnă exact segmentul complet. Așa, 5 septimi e mai mare sau mai mic ca 1? 5 septimi este mai mare. 5 septimi e mai mare ca 1. 1 câte reprezintă? Tot segmentul ăsta. Da. Ăsta e 1. Scuze, am crezut că te referai la 2 pe 7. A, te Nu, gândeai la 5 septimi și 2 septimi, da? La 2 septimi. Nu. Am zis 1. 5 septimi față de 1. 1. Cum este 5 septimi față de 1? Mai mic. E mai mic, sigur că da. E mai mic că la 5 septimi mai punem și 2 septimi. Dar se vede că 1, cine este 1? 1 este tot segmentul ăsta. Ăsta e 1. Și clar, că două cincimi e mai mic decât unul, decât un întreg. Dar când, ce fel de fracție este asta? 5 pe 7. Cum se numește ea, fracția asta? Purta un nume. Nesimplificabilă. Da, este nesimplificabilă.
Și mai se numește cum într-un limbaj matematic? Nu vine acum amintele în gând. Ireductibilă. Ah, da? Da, scuze. Da? Ireductibilă. Iar ca valoare, ca valoarea ei, fiindcă e mai mic ca 1, se numește fracție cum? Subunitară. Fiindcă ea e mai mică decât 1, se cheamă subunitară. Subunitară. Deci este fracție subunitară, mai mică decât 1. Ce înseamnă unitară? 1. Care ar fi fost fracția care ar fi fost egală cu 1? 7 pe 7. Că 7 împărțit la 7 face 1, da? Asta 7 pe 7, care este tocmai 1, se numește, cum se numește ea? Ca fracție. Era ireductibilă. Echiunitară. Echi. Egalitate. Echiunitară. Deci, vezi? Subunitară, când e mai mic ca 1. Am crezut că scriem și ireductibilă. Poftim? Am crezut că scriem și ireductibilă. Nu. Nu putem spune că ea se poate simplifica prin 7. Ah. Da? Deci se poate simplifica chiar prin numărul ăsta 7, simplifică și devine 1. Deci echiunitară și există și fracții, cum ar fi 8 pe 5, 8 pe 5 care este o fracție, cum se zice asta? Supraunitară. 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 Deci, subunitară, echiunitară și supraunitară. Mai mare decât 1. Așa că, ai deschis tu cuvântul fracții și eu m-am legat repede și mi-am amintit că am făcut mai de mult, nu? Într-o perioadă, am vorbit despre fracții și am simțit nevoia că n-ar fi rău să ne facem, să vedem ce este o fracție. Oare pe 8 pe 5 am putea să-l exprimăm? Ce înseamnă supraunitare vizual, dacă am putea să vedem cât înseamnă 8 pe 5? Eu cred că așa, hai să încercăm amândoi. 8 pe 5. Eu cred că poate fi scris ca fiind 5 plus 3, 8 supra 5. 5 plus 3, 8 supra 5. E bine? Da. Și cum am adunat cele două fracții? Înseamnă că au fost 5 pe 5. Că putem distribui numitorul. Plus 5 pe 5 plus 3 pe 5. 3 pe 5. Din mod de așa au venit. Dar pe 5 pe 5 cât înseamnă? 5 pe 5, 1. Deci egal cu 1. 1 plus încă ceva. Încă 3 cincini, da? Da. 3 cincini. Și iată ce îți propun acum. Vezi, eu vreau să înțeleg bine ce înseamnă fracții supraunitare. Supraunitare e mai mult decât 1. E 1 și încă ceva. Vezi? Este 1 și încă ceva. Și încă 3 cincini. Dacă ar fi să reprezentăm pe o dreaptă, hai să facem așa, pe o dreaptă, amândoi. Ce înseamnă dreaptă? Că o ducem nesfârșit. Da. Și în partea asta și în partea cealaltă. Deci luăm pe o dreaptă și luăm un punct care la un moment dat aici și punem ca și cum ar fi aici, ar fi 0 ca număr.
Apoi, aș lua mărica pe un alt segment ca unitate. Deci unitate de măsură. Un segment mai micuț, zicem, ăsta este. Uite așa, atât să fie de mare. Și zicem, de la unitate, și am vrea să vedem câte astfel de segmente se prind în partea dreaptă, să mergem în partea dreaptă, de la 0 spre dreapta. Și luăm o dată segmentul ăsta și îl pun aici ca mărime. Un segment. Ăsta reprezintă pe 1. Cifra 1, da? Deci noi ne-am luat un segment. Segmentul ăsta stabilim deoparte, mai mare, mai mic, cum vrem noi. Apoi, mai luăm încă o dată și punem un alt segment, 2. Și tot continuăm, noi nu mai am loc pe tablă, și tot continuăm la nesfârșit, până punem toate numerele naturale. Deci de la aici, pe o dreaptă, să știi că se pot pune numerele naturale toate până la, până obosim, până când nu putem ajunge la capătul acelei drepte în partea dreaptă niciodată și nici în partea stângă. Dreapta e ceva nemărginit. Noi ne-o putem reprezenta. Când zicem ne ducem la infinit, adică dacă ar pune toate numerele și tu până când îmbătrânești și copiii tăi și copiii copiilor tăi și tot timpul ar face cu segmentul ăsta, niciodată n-ar termina. Asta înseamnă. De aceea, numerele naturale sunt 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe, puncte, 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 puncte. Și nu mai obosim încercând să le punem pe toate. Nu terminăm. Adică, noi nu vom termina niciodată să le punem pe toate. Atât de multe sunt. Dar 1 pe 2, unde ar fi mărica? Unde le pune tu pe 1 pe 2, ca mărime? Adică e vorba de 1 pe care îl împarți la 2. Adică e vorba de 1, segmentul ăsta, și pe împărți la 2. Noi l-avem aici reprezentat. Nu prea înțeleg întrebarea. Deci unde să-l punem pe 1 pe 2? 1 pe 2, unde să-l plasăm noi? 1 supra 2. Ca valoare, el ca număr. Adică 1 pe 2 ar fi o jumătate de kilogram, ar fi jumătate de segmentul ăsta. Adică aici ar fi. 1 pe 2 la mijlocul între 0 și 1. Deci 1 pe 2 l-am plasat la mijlocul 0 și 1. Uite-l, vezi, aici. Ăsta este 1 pe 2. Deci, 1 pe 2 înseamnă jumătate din 1. Dacă ne gândim să ne ducem să cumpărăm, să zicem, o jumătate de kilogram de mere, vei vedea că pe taler pune o greutate de jumătate de kilogram, care înseamnă 500 de grame. Nu? Că 100 de grame, un kilogram câte grame? Că am discutat astea. Un kilogram are câte grame? Mai ții minte? Cum erau acolo în ordine? Mai întâi era gramul. Nu, gramul este, deci, unitatea centrală. Gramul. Și apoi, dedesubt, era centigramul. Centigram, miligram. Nu. Întâi, după gram, cine era? Stai că te greșesc și eu. Decigram, dg. Dg. Și apoi, centigramul. Și pe urmă, miligram. Da? Din 10 în 10. Deci, decigramul înseamnă a 10-a parte din gram.
ca și cum gramul ar face, ar fi împărțit în 10. Și noi luăm o singură parte. Deasupra era, îți mai amintești cine erau deasupra? Deasupra era hectogram. Nu, mai întâi DG, DAG, decigram. A, decigram. Da, știai, sigur că știai. Hecto înseamnă sută. Apoi hectogramul și pe urmă kilogram. Deci kilogram înseamnă un kilogram egal 1000 de grame. Ai văzut pe la farmacii că sunt așa micuții, nu? Că acolo la farmacie se discută și se cântăresc niște mărimi așa mici. Decigramul, centigramul, miligramul. Ei bine, când te duci la să iei o jumătate de kilogram, îți pune o greutate, sunt greutățile cele de kilogram, dacă e în kilogram, dar tu vrei jumătate și atunci pune jumătatea lui 500, deci 1 pe 2 kilograme egal cu 500 de grame. E jumătatea la 1000 de grame. Jumătatea la 1000 de grame sau 500 de grame. Așa și noi acum vrem să reprezentăm folosindu-ne de segmente. 1 pe 2, ca și cum aș fi zis, jumătate din kilogram, 1 pe 2 înseamnă jumătate din segmentul ăsta care l-am luat noi ca unitate. Aici. Ăsta este 1 pe 2. Asta e distanța lui. De la 0 până la punctul acesta reprezintă valoarea lui 1 pe 2. Cealaltă jumătate a rămas până în 1. Că o doime și cu o doime, cât fac împreună, fac întregul ăsta. Unde va fi, cum vei reprezenta tu pe un întreg și 3 cincimi? Asta vreau să vedem acum, pe unde s-ar afla un întreg și 3 cincimi. Ai spus tu că este mai mare decât 1. Un întreg și 3 cincimi. Deci parcurgem drumul de la 0 până la 1, aici este 1, și după care pe al doilea ce să facem? Pe segmentul al doilea să-l împărțim în 5, nu? Și să luăm 3 din ele. Pe segmentul al doilea îl împărțim în 5 și zicem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Deci la 1 mai punem și pe aceste 3 cincimi. Și iată aici, acum, după cele 3 segmente, aici este ca valoare. Aici am 1, 2, 3. Aici este un întreg, adică este postul 8 pe 5, 8 pe 5, care înseamnă un întreg la care mai pun încă ceva. Mai pun 3 cincimi. Mai pun încă 3 cincimi. Vezi? Ăsta e numărul 8 cincimi. Mai mult decât 1. 1 era până aici. 8 cincimi este așa. Lungimea acestui segment. Deci vezi, 8 cincimi este mai mult decât 1. Spunem, unii l-aș pune eu pe 11 pe 5. Dar nu știu cum să arăt. Mai întâi să vedem cum 11 în 5 de câte ori merge. 11 în 5 merge de 2 ori. Deci 2 plus
Restul, câți mai rămâne restul? 1. 1 pe 5 și o cincime. Deci, iată, 11 supra 5 înseamnă 2 întregi și încă o cincime. E 2 întregi plus o cincime. Deci, un pic mai departe de 2. O, foarte bine. Asta vreau să înțelegi. Un pic mai departe de 2. Și ca să fie cu precizie maximă, înseamnă că luăm și pe al treilea, nu? Să zicem că mi-am căput lungimea celui de-al treilea segment până la capăt aici. Împartul pe ăsta în câte părți? De la 2 la 3. De la 2 la 3 îl împărțim în câte? În 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și din ăstea luăm doar una singură. Deci, numărul care am spus mai înainte, 2 întregi și o cincime, înseamnă asta. Distanța asta, lungimea acestui segment. Ăsta este 11 supra 5. Deci, aș vrea să înțelegi că fracțiile supraunitare, ele care sunt mai mari decât 1, se găsesc la 1 încolo. Și sunt fie 2 și ceva, fie 3 și ceva, fie nu știu cât de la împărțire. Cât de la împărțire și pe urmă plus restul supra împărțitor. Deci cât ne dă la împărțire și pe urmă restul supra împărțitor. Mărica, vezi, la clasă, din păcate, când se vorbește despre fracții, spune așa, numărător, numitor, ții minte că în clasa, cred că a treia, se introduc pentru prima dată fracțiile. Numărător, numitor, se spune că... A doua, cred. Chiar a doua. Nu știu dacă a doua. Când se vorbește de împărțire. Când, în momentul în care ți-a vorbit de împărțire. Sigur, la a treia. La a treia. Sigur, până la a treia, așa este. Când s-a deschis vorba despre împărțire, împărțirea poate fi privită și ca o fracție. Linia de fracții înseamnă, de fapt, împărțire. Și aici spune, cel deasupra se numește numărător, cel de sus se numește numitor. Că ăsta de desubt, numitorul, ne arată în câte părți împărțim tot întregul, iar numărătorul ne indică câte părți din acele am luat. Și uite, ne întoarcem din nou la exercițiul nostru. Eu am plecat cu 5 împărțit la 7, adică 5 pe 7. Și am vrut să vedem dacă noi înțelegem bine ce înseamnă 5 pe 7. Că e mai mic decât 1. Am văzut că sunt cele 3 tipuri de fracții subunitare, echiunitare, supraunitare. Și 5 pe 7 e mai mic decât 1. Că 1 făcea cele 2 bucăți de segmente, adică și 5 pe 7, dar împreună cu 2 pe 7. Și tu ai spus că fac 7 pe 7, care face 1 și am clarificat lucrurile astea. Ei bine, și-a apărut problema, zic, ce mă fac acum cu fracțiile supraunitare? Cum te fac eu să înțelegi cât fac aceste fracții supraunitare? Cum le vizualizăm? Cum le putem găsi corespondent la aceste supraunitare? Pentru subunitare totdeauna am găsit. Pentru că un segment îl împărțeam și făceam toată povestea aceea. Dar pentru subunitare, zic, ce fac? Supraunitare, cum fac? Și atunci, am găsit de cuvință să luăm o dreaptă. Asta e noutatea, o dreaptă. Și undeva pe dreaptă să fixăm un punct, undeva. Când nu există mijlocul unei drepte. Există mijlocul unui segment. Segmentul ce înseamnă, Mărica? Segmentul înseamnă are început și are sfârșit. Da. Dar la dreapta n-am început și sfârșit. Și a fixat undeva un punct, de-aia am zis undeva, nu la mijloc, n-am mijloc, și acolo am să zic, aici pun pe zero de acum. Și în dreapta, mi-am luat pentru dreapta un segment, dar să știi că acest segment care am zis o unitate de măsură, nu neapărat ăsta e așa trebuie luat. Să zic, de trei pătrățeli la tine, sau patru, sau și de două. Și poți fi oricât de mare și oricât de mică unitate de măsură. Dar eu mi-am fixat așa,
cu gândul, ca el să fie vizibil, să fie ușor de văzut și pe, în film. Putea să fie mai mic. Și atunci, eu când împărțeam aici, aveam segmente mai mici. Vezi, chiar și segmentul ăsta, de aici, așa, micuț, de aici, cincimea asta poate să fie chiar unitate de măsură. N-are importanță. Unitatea care o folosești, așa el să o folosești până când termin dreapta de umplut. Adică, niciodată. Însă să fie aceeași tot timpul unitate de măsură. De aceea am fixat această unitate de măsură și când am zis, hai să-l pun o dată de la 0 până la el și acolo înseamnă un segment, mai pun încă o dată, înseamnă că două segmente am pus de la 0 începând. Adică 2 este numărul 2, da? Apoi 3 și mai departe. Și iată cum puteam să continui, n-am avut spațiu. Și până m-am întors la 8 pe 5. Ce înseamnă 8 pe 5? 8 împărțit la 5 înseamnă un întreg și restul 3 pe 5. Sau eu am văzut-o și altfel, 8 scrie în 5 plus 3, am distribuit numitorul, că știu eu că de la două fracții s-au adunat, nu? Așa că două fracții care au aceeași numitor, că am vorbit despre asta. Și iată cum am fixat un întreg și 3 cincimi. L-am fixat, l-am poziționat, adică e ceva dincolo de 1. Mai clar, înseamnă că împart segmentul al doilea în 5 și iau 3 din ele. Și a fost foarte important 11 pe 5. Ce înseamnă 11 pe 5? Înseamnă 2 și încă ceva, restul 1 pe 5. Adică la 2 mai pun încă 1 pe 5. De la 2, după ce îl depășesc pe 2, încă ceva, încă un pic, ai spus tu. Și acest un pic înseamnă pe al treilea segment, adică distanța de la 2 la 3, să o împart în 5 și să iau 1. E, toată distanța de la 0 până acolo înseamnă 11 pe 5. Vreau să mai îmi spui tu cât înseamnă, uite, să iau așa. Tu reprezinți de fiecare dată pe carițelul tău ca să nu apară acolo segmentele acelea puse una peste altă, unul peste altul. Uite, cât însemnează Măriuca, să spunem, 33 pe 7. Patru. Deci 4 plus? Plus 5. 5 pe 7. Plus 5 pe 7. Foarte bine. Excelent. Adică spui așa, dacă vrem să reprezentăm, și eu vreau să reprezint, așa faci și tu acum, dacă vreau să reprezint, eu care îmi dau seama că e 4 și ceva, va trebui să modific unitatea de măsură. Deci iau din nou dreapta, lucru pe care îl faci și tu. Și fixez pe 0. Da. Dar tu mă poți întreba, bine, bine, dar de fiecare dată facem tot dreapta de asta și tot facem tot așa? Nu ar încăpea acest 4 și 5 septimi mai departe? Dar după aceea o să arate foarte bine. Ai văzut că am ajuns cu 2, cu 3 eu am ajuns la capăt. Eu nu mai am unde să mă reprezint pe 4. Din exact. Motivul ăsta. Dar în mod normal, dacă tu ai... Continui. Da, tu continui acolo. 4 cu segmentul al 4 și de la 4 la al 5-lea împărțim pe acela. Ai spațiu tu acolo? Nu. Hai să facem o situație în care eu iau acum unitate de măsură mai mică. Uite cum iau unitate de măsură mai mică. Asta e unitatea. Și acum, sigur, cu unitatea asta mă pot duce. Și am una, două, trei, patru, cinci, șase. Eu am făcut de 7 ani. 7 și atât. Deci, o să spun aici 1, apoi 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. De fapt, Măriuca,
Îți mai amintești tu când eram Ai fost 36. La Vatra Dornei, discutam cu, te uitai tu, eram cu Victor și punem așa, când ziceam pentru doi, puneam două liniuțe. Da? Doi era reprezentat așa, unul dintr-o singură liniuță. Știi ce am făcut acum? Liniuțele astea le-am culcat, măi, Marica. Asta aici culcat este unul, cele două, ca să reprezinte pe doi, sunt cele două liniuțe de aici. Asta este jocul. Pentru trei câte îmi trebuiască? Trei liniuți. De aceeași mărime. Treiul. Și atât le-am pus. Una, două, trei. Așa se reprezintă. Ca să nu lui tot fac încă trei. Ochiul îi place mai mult să le vadă așa. Puse pe verticală. Dar iată, ca să le putem folosi de la prima, pentru trei, deja am una, două, trei. Adică, așa trebuie văzut. Bun. Și acum, mă întorc. Da? Ai scris 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulțumesc frumos. Să intervii. De ce vrea Victor să fie culcate? Poftim? De ce vrea Victor să fie culcate? Nu, nu, nu vrea Victor. Eu. Victor așa le reprezenta. El când făcea 1 plus 2, el făcea un segment plus două segmente, îi dădea trei segmente și reprezenta adunarea aceea 1 plus 2, că fac 3, prin segmentele acestea. Deci eu i-am atras așa. Uite ce înseamnă, Victor, 1 plus 2, adică un segment plus alte două segmente, egal cu 3, care înseamnă corespondentul lor, ce înseamnă 3 segmente. Eu vreau să fac asta pentru, cum e de fapt acum lui Mihai, dar Mihai te depăși foarte repede etapa asta, însă el trebuie să înțeleagă că prin cifra 2 avem doi căței, două stilouri, două pixuri, deci o mulțime de obiecte prin cifra 2. Și în cazul nostru am hotărât să facem acest lucru, să-l reprezentăm așa pe sub forma asta, pe o dreaptă, unde am pus pe 0 oriunde, într-un loc, iar aici, în dreapta, am pus numai numere. Nu mă ocup deloc de stânga, o să vezi de ce. Și aproape că tu ai și intuit de ce. Deci aici pun cele cu plus și sunt și numerele cele de care ai auzit tu, cu minus, pe care le-am pune în partea stângă. O să o completăm. Deci perspectiva este să completăm fiecare punct. Să nu există niciun punct de pe dreaptă, niciunul fără un număr. Că oricărui punct de pe dreaptă înseamnă o anumită distanță, care înseamnă o lungime, un număr, și oricărui număr îi va corespunde un punct pe dreaptă. Deocamdată, pe sărite, am reușit să găsim niște puncte care să însemne cifra 1, 2, 3, 4. Ții minte că aici 1 pe 2, ce a însemnat? 1 pe 2, asta înseamnă 1, segmentul 1 împărțit la 2. Știi tu ce? Toate fracțiile subunitare, dar toate se îngrămădesc aici. Deci dacă vrei, nu există nicio fracție care mi-o dai tu, subunitare, care să nu se îngrămădească aici. N-am cum să le reprezint. Că sunt aproape că se suprapun, dar nu suprapus. Niciuna. Dă-mi o altă fracție subunitare. 4 pe 8. 4 pe 8. Cât înseamnă 4 pe 8? Ai zis că nu-ți plac 2. Fracțiile. Cât? 2. 2 pe... Nu 8 pe 4. Ci 4 pe 8 mi-ai spus, da? 2 pe cât? 2 pe 4. 4. Sau, în ultimă instanță, încă se mai simplifică, 1 pe 2. 2. Și 4 pe 8, eu spun că ți-am reprezentat-o. Este 1 pe 2 aici. Da, mai altă fracție. Subunitare. 5 pe 8. 5 pe 8. Ce ar trebui să fac, Măriuca? 5 pe 8. Ce ar trebui? Tot spațiul ăsta de la 0 la 1 să-l împartă în câte?
Opt. În 8. Și pe urmă se iau 5 din ele. Unde se va afla? Dincolo? Dincolo de 1 pe 2 sau mai mic decât 1 pe 2? Unde crezi că îl reprezintă pe 5 pe 8? Adică între 5 pe 8 și 4 pe 8, cine e mai mare? 5 pe 8. 5 pe 8. Deci dincoace de 1 pe 2 va fi. Să spunem că un pic m-am dus dincoace de 1 pe 2. Ăsta este cine? 5 pe 8. Deci orice fracție vrei tu subunitară, uite fracția asta. 3 pe 7256. 3 supra 7256. Este subunitară. Înseamnă că de la 0 la 1 trebuie să împart în 7256. Sper că nu-mi cere asta. Că n-am cum să împart eu cu să spunem, care o ca asta, să împart atât de mic segment în 7256 și iau 3 din ele. N-am cum să... Dar tot aici este. Și câte să iau din ele? După ce împart în 7256, să spune să iau 3. Asta este. Deci toate fracțiile, toate fracțiile subunitare posibile, posibile, cu un numitor cât vrei tu de mare, cât vrei tu de mare, și cu un numărător un pic mai mic, măcar cu o unitate decât numărător, decât numitorul, se află plasat aici. Da? Și dacă zic așa, 9876 supra 9877 este o fracție mai mică decât 1 și ea este aici plasată, între 0 și 1 ca valoare. Este formidabil. Știi câte fracții de acestea am? Câte fracții de acestea sunt subunite? O infinitate. Deci o infinitate de fracții, câte sunt de la 0 până la plus infinit, tot atâtea sunt și de la 0 la 1. Tot atâtea. Tot o infinitate. Deci într-un segment de ăsta micuț, 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 se îngrămădesc toate fracțiile cu putință. Toate fracțiile cu putință. La fel, Măriuca, 1 plus toate fracțiile cu putință subunitare s-or găsi între 1 și 2. Așa se umple segmentul ăsta de la 1 la 2. Așa se umple și acela. Și așa vom umple, când zic 1 plus o fracție subunitară. 2 plus o fracție. Și așa mai departe, se umplu toate segmentele acestea. Și după ce umplem noi toate, cu mintea acum, după ce umplem cât am vrea pe toate, cu toate infinitatea aceea când s-o punem. Habar n-am, dacă se mai poate pune. Totuși există niște goluri. Totuși există niște goluri. Între două fracții cele mai apropiate, vecine, cât le-am apropiat noi de mult? Extrem de mult. Extrem de mult. Am obosit să le apropiem. Totuși există un gol. Tot timpul? Tot timpul va exista un gol. Asta e fantastic. Dar de ce? Pentru că nu reușim niciodată să ne apropiem de numărul acela. Deci golul acela nu-l putem umpli. Uite cât e de mare golul între 0 și 1, vezi? Foarte mare. Da. Dar pe urmă, după ce punem noi toate fracțiile acolo, între două vecine fracții, care să fie așa. Fracția asta o vezi? Și fracția asta, hai să zic, vecină cu ea, 9876 supra 9877. Ele, nu, 6 și 5, hai să zic aici. 5. Între, asta e cu 5 la unități, e mai mică, nu? E mai mică asta. 9875 față din 9876. E mai mică. Ei bine, între astea două fracții, care sunt destul de aproape, destul de aproape. Da, sunt atât de departe, măcar cât vezi tu cu ochiul între 1 și 2, cel puțin atât, dacă nu mai mult. Că nu mai vedem cu ochiul de acum.
golul acela. În golul acela sunt foarte, foarte, foarte multe fracții. Deci în golul ăsta dintre sunt foarte multe fracții. Și când o putea cu mintea să ne ducem la cele două vecine, cele mai apropiate numere fracții, cele mai apropiate cu putințe care le putem imagina cu mintea de acum, că nu mai putem ajunge niciodată fizic să le putem vedea cu ochii. Cu ochii ăștia, vezi? Cu ochii ăștia de lut, nu mai putem să urmărim acolo. Și atunci cu mintea ajungem. Și între cele două mai vecine există o îngolă. Eu m-am minunat când am descoperit asta. Există o îngolă. Deci între cele două mai mici, cu putință, există un gol. Și asta este de o frumusețe rară. Și poate ar merita să începem acum o discuție despre modul în care se reprezintă fracțiile acestea. Vezi tu, Măriuca, se întâmplă așa. Ai, nu, trebuie să încep, că uite, s-au creat condiții. S-au creat condiții pentru așa o discuție. Ți-am mai spus, eu nu-mi propun neapărat să fac un... De aceea vreau să fie lecția acestea așa de frumoase. Nu să-mi propun dinainte să viu, să dau, nu știu, să văd curiozitatea asta. Cum să putem noi, ce să înțelegem? Hai să înțelegem câte ceva, măcar cât putem. Acum ai înțeles că astea două fracții sunt, după cât putem noi vedea, vecine, pentru că numărătorul la una este 9875, la cealaltă 9876. Ele par la o unitate depărtare. Dar e greu să reprezintă astea. Cum să-mi par la 9877? Nu, n-am cum. Ele sunt aproape de 1. Sunt îngrămădite aici lângă 1. Dar cum să le reprezint? Cu carioca asta, care ocupă spațiu foarte mult. Când am tras cu carioca, am mâncat un spațiu foarte larg, foarte mult din negru ăsta. Și acum, am să propun să împărțim pe 8, pe 8 să-l împărțim la 5. Egal cu. Zi tu, vorbește. Merge odată, nu? 1 ori 5, 5. 3. Așa. Rest 3. Măriuca, restul acela am văzut că 8 pe 5 se reprezintă unde? 8 pe 5 și undeva dincolo de 1, nu? Uh-huh. Adică ce facem? Împărțim în câte? Împărțim în 5, luăm 3 parcă. 1, 2, 3, 4. Cu 4 liniuți am făcut 5 spații. 8 pe 5 înseamnă un întreg și 3 cincimi. Cam aici este. Ăsta este 8 pe 5. Este un întreg. Uite, aici a fost 5 pe 8 și acum 8 pe 5 e mai mult decât 1. Asta e poziția pe care o ocupă el. Punctul acesta de pe dreapta îi corespunde mărimea acestei 8 pe 5. Valoarea acestea. Și acum Măriuga, deci 8 pe 5 este egal cu un întreg plus, adică 1 și până în zona dintre 1 pe 2 îl plasăm. Plus 3 pe 5. Și am să mă ocup de 3 pe 5. 3 pe 5 este egal cu 6 pe 10. Deci 3 pe 5 înseamnă 6 pe 10. Știi bine, nu? Că dacă mulțim și numărătorul și numitorul, cu același număr, fracția rămâne schimbată. Înapoi simplificăm prin 2 și e fracția dinainte. Deci eu în loc de 3 pe 5, care e dincolo de 1, acest 3 pe 5,
3 pe 5, care însemna tot întregul ăsta să-l împart în câte? În 5 și am luat 3 din ele. Aș vrea acum să-l împart în 10, dar îl voi lua dedesubt. Deci îl voi lua dedesubt. Uite ce fac. Asta e șmecheria. Îl iau aici. L-am luat mai mare un pic ca să fac eu, să vină mai ușor, să fac vizibil. E același segment de la 1 la 2, dar la o altă scară, adică mai mare luat. Și acum îl împart în 10. Da? Îl împart în 10. Și în 10 îl împart cu 9 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Să-l fac mai mare un pic. 8. 9. Deci, segmentul acela de la 1 la 2 l-am mărit, parcă m-am uitat printr-o lupă. Și l-am mărit încât să-l pot împărți în 10. Și acum iau 6. Deci 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci acesta este fostul 3 pe 5 situat între 1 și 2. Dar la scară mărită, iată, așa se reprezintă. Deci, 3 pe 5 este parcă aș fi luat 6 zecimi. Este același lucru, 6 zecimi. Și tu mă poți întreba, Bubule, la ce tot bați câmpul acolo, ce vrei să faci, ce unde vrei să ajungi? Vreau să găsesc o reprezentare a fracției 8 pe 5 exprimată altfel. Nu ca până acum, până întreg și 3 cincimi. Mai degrabă vreau acum să mă bat pentru spațiu de la, pentru 3 cincimi. Aș fi putut să-l bag și aici, dar am hotărât să lucrez la același segment de la 1 la 2 ca și cum aș lucra de la 0 la 1 pentru subunitare. Și uite cum fac. Mi-a rămas 3, da? Nu mai am nicio cifră să-i cobor în mărică. Deci după 8 s-a terminat discuția. Dacă ar fi fost 80, dacă ar fi fost 80, aș fi avut pe 0 de coborât. Și lângă 30, lângă 3, venea 0 și era 30. Și 5 în 30 mergea de 6 ori. Deci, încă o dată, dacă ar fi fost 80, atunci aș fi făcut așa. Dar nefiind 80 decât 8, iată că am să fac așa. Pun un punct sau virgulă ca să facă o distinție și pun acum un 0 după virgulă. Și în clipa asta, 0 pot să pun de al de 0 după virgula asta, că nu au nicio importanță, nu au nicio relevanță. 0 ori de acolo. Și acum cobor pe 0 și face 30. Dar fiindcă am ajuns la virgulă, pun virgulă aici. Și 30, 5 în 30 merge de 6 ori. Deci 8 pe 5, 8 pe 5, iată o nouă exprimare. Pentru prima dată am găsit o nouă exprimare a reprezentării fracției acesteia ca fiind un întreg, 1 și 6 și 6 zecimi. Un întreg și 6 zecimi. Adică
între de la 1 la 2 împărțim în 10 și luăm pe primii 6. Deci, cu ce se va lucra de acum? De ce în 10? De ce în 10 să lucrăm? Pentru că noi avem câte cifre în toată discuția noastră? 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Până la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiindcă avem 10 simboluri, totdeauna vom încerca tot timpul să împărțim spațiul acela următor în 10 și să luăm, să vedem câte zecimi urmează. Ori pentru chestia asta este atât de clar. Uite că noi am făcut reprezentarea mai întâi 6 pe 10. Adică s-a împărțit în 10 și am luat 6. Exact 6-le ăsta, Măriuca. Exact 6-le ăsta care am spus aici. Acesta este modul de a exprima a numerilor în momentul de față. Fracțiile se mai pot exprima și în forma asta, se cheamă numere zecimale. Numere zecimale. Deci fracțiile au și o formă de reprezentare cu numere zecimale. Unde aici, în față, în stânga virgulei, se cheamă partea întreagă. Deci asta de aici, din stânga virgulei, se cheamă parte întreagă. Parte întreagă. Și asta se cheamă parte zecimală. Acum când vorbeam de așa ceva, mi-am amintit că de anul trecut, la începutul anului, Ana a făcut numere, de când a făcut fracții, când a vorbit de fracții, a vorbit și de numere zecimale. Deci în America, programa e mai deșteaptă și reprezintă prezentarea acestor numere în două forme, fie fracții, fie numere zecimale. Pentru că acum la tine pare un moment foarte greu de acceptat. E un moment care nu ți este chiar la îndemână să surprinzi ce înseamnă și reprezentarea cu virgulă. Ea nu vorbește de... Ea zice 1.6. 1.6. Ea nu folosește virgulă. Da? Ea nu spune 1... E rest, adică nu? Poftim? E rest? Deci așa este forma de exprimare, cu punct, nu cu virgulă. Noi în România și am acceptat varianta asta de a zice 1.6. Adică 1 și rest 6, nu? 1 și, nu, și 6 zecimi. Nu, nu rest. Nu. 1 și 6 zecimi. Deci astea sunt câte din bucățile le-am împărțit în 10, din al doilea am luat noi. Câte am luat? 6. Deci asta e cifra zecimilor. Da? Știi, noi zicem așa, 23. Aici 2 este cifra zecilor. Da? Ei, acum o să înțelegem din clipa asta că după virgulă, prima cifră, 8. 8 înseamnă că sunt 8 zecimi. Adică întregul următor a fost împărțit în 10 și am luat 8 din ele. Cum am împărțit aici, în cât am împărțit noi întregul de la 1 la 2? Întregul la 1 la 2 l-am împărțit în 10. Da? În 10 și am luat 6. Pentru că celul 3 cincimi acelea, le-am înțeles că înseamnă tot același lucru cu a spune 6 pe 10. Deci totdeauna vom încerca să folosim împărțirea în 10, în 10. Da? Și haideți să mai luăm încă un exemplu. Dăm tu un exemplu acum. Să facem o împărțire și să vedem cum reprezentăm fracția aceea. Pentru că s-ar putea să ne merește o fracție care să fie foarte uricioasă, am să o iau eu. Bine.
O să-ți explic de ce în lecțiile următoare, de ce vreau să fie așa. Uite, 7 supra 6. Cred că am luat-o până în gard. 7 pe 5 s-o luat. Tot 7 pe 5, lasă așa. Și pe urmă să revin la supra. 7 pe 5, cât înseamnă mărica? 1. Deci 1, adică tu faci în mintea ta, hai să facem împărțirea 7, împărțit la 5, că așa trebuie să facem. Egal cu... Egal odată. Da. 5 ori. 5 ori. 2. 2. Deci 1 răz 2. 1 răz 2. Ei, acum tu îți imaginezi că ai, după, ai ajuns la capăt cu împărțirea și restul e 2, așa cum spui. Da. Dar dacă vrei să continui împărțirea, să vezi decimale, pui o virgulă la cât? Da? La câtul 1. Da. Și îți imaginezi că ai avea un 0 de coborât următorul și vine 20. Da? Deci pui neapărat că ai terminat toate cifrele de coborât. Și acum ai pus un... Ai pus virgula și continui punându-l 0. Și 5 în 20? 5 în 20 de 4 ori. 4 ori. Dacă ne gândim la reprezentarea 7 pe 5, înseamnă un întreg plus 2 cincimi. Nu-i așa? Da. Că restul a fost 2. Un întreg și două cincimi. Și acum, în reprezentarea pe o dreaptă, luăm o altă dreaptă, faci și tu același lucru, din nou luăm, ca să înțelegem bine valorii cum s-a întâmplat asta. Deci am zis că facem... Luăm o dreaptă, punem undeva pe 0. Luăm unitatea de măsură, cât credem noi. O luăm mai mare, că nu avem așa de reprezentat decât un întreg și al doilea segment avem de lucru. Deci l-am luat așa, viu cu unitatea de măsură, văd câte pătrățele, una, două, iată... trei. Tu ai reprezentat, ai reușit 3, nu? 3 întregi. Da. Bun. Bine. Și acum, ce înseamnă un întreg și două cincimi? Un întreg și două cincimi înseamnă... Mă duc până la 1. Un pic mai încolo, de fapt... Așa. Un pic, dar da, hai să fim preciși. Mai acolo decât unul. Hai să fim preciși. Ce înseamnă două cincimi? Tot spațiul ăsta de aici până aici îl împărțim în câte? Jumătate. În câte? În cinci? Da. În cinci, da? Rostim patru liniuțe. Una, două, trei, patru. Și cele patru liniuți folosite au împărțit tot spațiul de la 1 la 2 în câte? În 5, nu? Da. S-a împărțit în 5. Noi câte luăm acum? 2. 2. Ăsta este numărul reprezentat în clipa de față. 7 pe 5. 7 pe 5. Care înseamnă un întreg plus 2 cincimi. Un întreg plus două cincimi. Deci, iată fracția prezentată sub forma asta de un întreg și două cincimi. În varianta asta altă cu 1,
înseamnă că tot în întreg avem, cu roșu am să iau, totul în întreg, nu? Că partea întreagă, uite asta deci de început. Totul unu este, cum era de așteptat, că este aceeași fracție, tot 7 împărțit la 5, dar am făcut împărțirea efectiv până am terminat. Da. Și acum, 40 înseamnă că tot spațiul ăsta, de la 1 la 2, cu roșu îl se fac dedesubt, îl împart în câte tot spațiul ăsta? Îl împart pe dedesubt. În 10. Deci îl împart exact în 10. Adică fiecare bucățică de asta, că sunt 5 de toate, îl împart în 2. Deci un roșu aici, iarăși, ca să am 10. Și am cu 9 segmente perfecte, la distanțe egale, cu roșu de dedesubt, am obținut ce? 10 segmente acum. Că fiecare de cea de 5, fiecare lungime de 5 împărțit în 2. 2, cum au fost 5 în total, 10 sunt. Și eu câte să iau din acestea, zice? 4. 1, 2, 3, 4. Superb. Este aceeași poziție. Iată că 1,4 este egal cu 7 pe 5, este aceeași valoare exprimată în două moduri. O dată sub formă de fracție și o dată cu numere sub formă zecimală. Deci formă zecimală. Formă zecimală. Deci este exprimată sub formă zecimală. Este extraordinar. E superb. Înseamnă că de acum putem continua împărțirea când am ajuns la terminare, punem virgulă și continuăm împărțirea până când se face împărțirea, punem un 0 și iar un 0 și iar un 0 și iar un 0. Este superb asta. Dar deocamdată ni s-a terminat împărțirea foarte repede. La prima coborâre ni s-a terminat împărțirea imediat. Mai încercăm încă un exercițiu. Ia să mai vedem încă o fracție. Iar scriem un alt... Vrei să dai tu un exemplu? Nu, dar iar scriem alt taxă. Adică fracția aceea să încercăm să o scriem în două variante? La asta te gândești? La asta ai vrut să trebuie. Iar scriem așa? Nu, dar întrebam dacă trebuie să facem o taxă. Da, pentru că asta a fost pentru ar trebui să ne păstrăm tot acolo. Fiecare fracție, adică? Așa, m-ai întrebat okay. Foarte bine. Dacă pentru fiecare fracție facem o nouă reprezentare. În mod normal, nu. Dar cum noi am măzgălit-o pe asta spațiu de la 1 la 2, am să dau o fracție care să fie situată între 0 și 1, unde nu-i murdărită, nu-i deloc măzgărită. Ok. Da? Deci una nouă. Deci lăsăm pe aceeași. Eu las în aceeași reprezentare cam spațiu. Nici tu n-ai murdărit de la 0. Deci să dau o fracție subunitară. Să zic, yeah. Zic fracția următoare. 7 pe 8. 7 supra 8. Na. Adică 7 împărțit la 8. Hai, nu prea merge. Nu? Că 7 e mai mic decât 8. Deci e subunitară. E subunitară fracția. De aici, de asta situație 7 pe 8 pe undeva pe aici. Împart tot în 8 bucăți. Și se iau 7 din ele.
Eu cred că am să iau Mărica, nu 7 pe 8, ci 7 pe 4. Nu. Hai să-l las așa, 7 pe 8. Cu negru, împart tot segmentul ăsta în câte? Tot segmentul ăsta îl împart în, de la 0 la 1. Îl împart în, în câte? Spune tu. Pentru a reprezenta pe 7 pe 8. În câte îl împart? În 8, nu? Ca așa, numitor îmi spune. Da. Îl împart în 8 și trebuie să iau 7 din ele. Ca să îl împart în 8, trebuie să folosesc 7 segmente. Sper că să reușesc deodată. Una. Două. Trei. Am reușit, dar destul de mici. Patru. 5, 6, 7. Nu prea le-am cam îngrămădit la sfârșit acolo. Nu nimic. Da. Să subînțelege că am avut în intenții. Am avut în intenții fie egale, dar n-am împărțit. Trebuia să iau toată lungimea, să văd așa, să o împart în 8, să vedem ca câte pătre, cam câți milimetri folosesc. Așa se face. Și acum, eu am să... 7 pe 8 înseamnă așa. 7 pe 8 înseamnă 7 pe 8 înseamnă să iau din astea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, să iau 7 până aici. Deci 7 pe 8 înseamnă până la segmentul acela. Uite aici, este am 7 pe 8. Spun că de aici până aici, de 7 optime. Asta este segmentul de 7 pe 8. Acum să fac împărțirea, să văd pe partea asta altă, de desubt cu roșu, să vedem cum reprezentăm în zecimale. Nu se poate face împărțirea. Un merge de 0 ori, cu un virgula, că dacă mergeam măcar o dată, puneam 1. Da. Nu merge. Un 0, virgulă. Și acum adaug un 0. Și 70 în 8? 70 în 8 de 8 ori. 8 ori. 8 ori 8, 64. Rest. 6 am obținut un rest, mai adaug un 0, continui împărțirea, să văd ce fac. Ok. Cinci. 5 ori 8. Cred că merge 6 ori. Ah, da. Merge 6 ori. 6 ori 8. 6 ori 8, 48. 48. Hai, vorbește. 2. Nu, nu, nu 2. Cât vine? 12 parcă, nu? Deci... 2. Dar nu-i bine, de mergea de 7 ori, mă. De 7 ori. 7 ori. Așa că e prea mare aici. Restul e prea mare decât 8. Mai mare decât 7 ori 8. Hai. 7 ori 8. 56. Da. Da. 4. Patruzeci. 5 ori. Nu. 5 ori 40. Da, 40. Deci 0,875. 0,875.
Dar cât de mult poate să fie după La viu? cât împărțim noi, hai să zicem așa. La 1000. Deci dacă am împărțit într-o mie de bucăți, am avut Ceea ce nu o să fac. 75. Poftim? Ceea ce eu nu pot să fac. Ceea ce nu putem face, niciunul din noi, nici eu, nici tu, nu putem împărți. Dar trebuie să ne vină în minte ceva. Fii atentă că acum e momentul cel mai frumos al lecției noastre. Deci ceva să ne vină în minte încât după ce măsurăm, noi să ne ducem exact aici. 0,875 să fie exact acolo. Adică, dacă am luat, cum să facem noi? Cât mai este un singur segment de ăsta? Cât mai este până aici? Păriuca. Cât mai este până la, ajungem la 1? De la 875 până la 1, cât este? O 125, nu? Aici până la 1000. Nu așa vine? Până la 1000. Deci Da. 125 dacă adaug aici, cred că vine numai bine. Zero. Zero. Da. Deci unul singur, o singură, una de asta cât te reprezintă? Un singur segment de asta înseamnă 125. Adică 0,125. Un singur segment. Și cele 8, dacă le facem, nu, cele 7, 125 ori 7, ia să le mulțim. Să vedem dacă mă duc chiar acolo. Deci un singur segment înseamnă 125, că așa ne-a rămas, până la 1000. Și acum 125 ori 7, câți 7 până acolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cât face ori 7? 7749. Nu 7 ori 5. Ah. 7 ori 5, 35. 35, 5 și 3. 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. 7 ori 7 și cu 1, 8. Și sunt 0, de 0,875. Este exact asta. Exact asta. 0,875. Deci am văzut cât ar fi pentru un singur segment până când completam. Și îndată până la 1000. Și îndată am, ca și cum aș fi împărțit tot segmentul într-o 1000 și am văzut cât e un singur segment pentru un singur segment și atunci am mulțit cu 7 și mi-a dat exact asta. Deci este 0,875. Deci, 7 optimi, am înțeles că 7 pe 8 este același lucru cu 0,875. Bubu. Da? Ne oprim. Asta e Da, vreo, trebuie da? să merg. Da. Numai aș vrea să reținem un lucru. Așa, din toată discuția noastră, ce ai înțeles? Așa, în mare, că o să mai revedem asupra lecției. Ce ai înțeles în mare vorbind? Am înțeles Că împărțirea să poate fi continuă. ajung Că împărțirea la poate fi fie continuată. supraunitară. Da? Deci, foarte bine ai spus. Fracțiile supraunitare înseamnă mai mult decât unul. Da. Că numerele toate se pot reprezenta pe o parte din dreaptă, pe o parte, semidreaptă, hai să zicem, pe o semidreaptă. Da. Spune tu ce te-a impresionat pe tine așa? Deci ea e ușor. M-a Că mă... impresionat cum am putut să aflăm unde să punem fiecare fracție, dacă... Așa, și într-un alt mod. Da. Cum fiecare fracție poate fi exprimată și într-un alt mod cu virgulă. Și de încolo de virgulă să continuăm împărțirea și interesant cum a fost 7 pe 5 ca 1,4,
0,7 pe 8, cât înseamnă, așa este lucrul, dacă îți rămân la suflet, putem discuta mai departe. Deci orice fracție înseamnă un număr decimal. Și o să vedem că orice număr decimal se poate exprima ca o fracție. Deci merge și înainte și înapoi. Deci altă dată o să avem numere decimale. Și acum, în timp ce vorbeam cu tine, în timp ce vorbeam, mi-am amintit că de anul trecut, de acum 2 ani, Ana spunea, zice, dar eu știu cu numere decimale astea. Știu cu, eu nu știam cum să-i spun cu decimale, dar știu 2.3, ce, nu știu ce, așa, opa. Deci iată cum americane au mers pe ideea că trebuie să lucrurile făcute simultan. Când au vorbit de fracție, probabil că le-au arătat ce înseamnă o fracție, când înseamnă un întreg și nu știu ce, doi întregi și așa mai departe, și atunci au mers și pe scrierea asta, că ei merg pe ideea, dacă repetăm lucrurile de mai multe ori, sunt așează în mintea copilului. Exact cum eu, dacă data viitoare nu mai spun, și am avut experimentul ăsta, n-am mai vorbit de fracții de multă vreme, ții minte, nu? Cred că sunt, avem vreo lună și ceva de când n-am mai vorbit de fracții. Și se uită, am uitat, ce subunitare, supraunitare, echiunitare. Deci noi trebuie să reluăm tot timpul, reluând tot timpul se sedimentează, se așează lucrurile. Altfel, nu se așează acolo cum trebuie în minte și nu înțelegem rostul lor. Și ce mă, cred că cel mai mult te-a impresionat, că între două fracții, oricât de vecine ar fi, există un spațiu foarte mare tot timpul și nu cele mai vecine două puncte fracții au un gol încă. Asta ar fi, da? Ne oprim aici, Mărica. Să știi că eu m-am simțit bine, în sensul că te-am văzut atentă. Tu te mai uiți pe lecția, măcar lucrurile acelea care te-au impresionat. Deci ține, spune așa, ce m-a impresionat pe mine din lecția asta? Revezi încă o dată, treci în revistă, ce m-a impresionat? Ce te-a impresionat? Așa este, dacă îți rămân, când hotărăști tu, mâine stăm de vorbă. Bine. La revedere. Pa. Pa, pa.